dacă nu faci în fiecare zi ceea ce îți place, nu faci decât să spui cum se cambă la bani. Pur și simplu, asta e singurul lucru pe care îl faci. Singurul, dacă îl câștigi adevărat, este momentul în care câștigi și se limiți de ceea ce îți place să faci. Și pe sincer, dacă am trecut de frică, ar trebui să ajungem la acțiune. Dar până să ajungem la acțiune, mai este încă un lucru care ne încurcă. Și anume convingerea. Eu convingerea este în cei curioare la care mi s-a spus mie de când eram mic, când nu am fost învățat că pentru a ne câștiga viața, trebuie să avem un serviciu, că pentru că bani nu se fac așa ușor, pentru bani trebuie recomunțit foarte mult, noi dacă nu se curse în sport sau să faci nu știu ce altceva. Poate sunt convingeri, dar nu sunt singure. Poate să ai convingeri legate de sex, de exemplu, și de toată lumea știe că femeile nu au aceeași putere sau că nu sunt cu la fel de autoritare pe cum sunt bărbații. Sau bărbații se gândesc, doamne, dacă ați spus că o femeie este noastră, că era pe la acestea lucrurile, nu? Sau poți să ai convingeri cu asta cu cele mai... Din păcate, oamenii să ai convingeri legate de naționalitate. Nu se poate, o să trăim în România, dacă s-a făcut în America, poate ar fi în Mexico. Cu convingerul ăsta, sunt oameni și oficiuri în care noi trăim. Și noi ne petrecem viața în cercul ăsta, dar acțiunile noastre sunt limitate de cer. De ce? Pentru convingerile ne determină acțiunile. Acțiunile repetate determină obiceiul. Iar obiceiurile poate ne determină viața, nu? Dacă nu vorbesc doar așa teoretic, să vă demonstrez, nu ne influențează de cercul ăsta, am nevoie de 5 voluntari. 5 voluntari curajoși și promit că nici nu vă dă nici o față de spărul ăsta la cercul. Dar trebuie față. Ce mai curajoși în adevărată din cercul? Nu cum să se facă o zebără pentru o lucrură. Nu cum să trecem să faci un pas în față. Iar pe voi am zebără să faceți un cert în jurul meu. Așa. Și așa, nu știu mai americană cu zebără ăsta să stăcă în pustă pe mine. O să vă rog să o să vă rog să vă prind de zebără. Nu cum să faceți un cert în jurul meu. Ok? Cum poți să încerc cu limitele la Dumnezeu? Din visivă, și vreau să vă imaginați, poate poți să încerc din oțel, poate pe care nu poate fi dovolit, și în plus de asta, în care de poate că din oțel, nici nu poate, nici nu poate să poate să se folteste, deoarece are curent în el. Da? Acum o să urec din oțelă care este foarte curat, dar este foarte viața în cer, să facă câteva niște bățile, nu te cobate că dacă te atingi de obiectiv, s-ar putea să te rândezi. Cum te spui, zece? Nu? Nu? Sigur nu te spui confortabil? Te spui simt de zăcoare? Nu? Ai vrea să ai cu mai mult spațiu, să ai în linie cele un pic mai mari? Da? Nu vreau să mai faci cu spațiu în față. Bine, nu, nici vă dăm în părere, de ce nu stai de pe ce, pe mai bine acum? Da, mai bine, nu te mai faci cu spațiu în față. Mai mult, spune că de mână se puteți de călare, ok? Ideea este că e bine să avem limite de cât mai mari. E mai bine să trebuie să mine că tot o câștig 100.000 de euro pe an, decât să fie că tot câștigă 10.000 de euro, pentru că atunci mă învăr cu un timp mai mare, sunt un timp mai încrezător, pe un alt avantaj. Dar cred că trebuie să funcționa bine dacă nu ați cum nu? Dacă nu ați de loc, ați funcționa ca un timp la ce trebuie să nu se mântă din peste face. Dar este întâlnire în limitele, ce nu se va întâlni. Și asta se demonstră. Vreau cum asta se este ordine. Bun. Limitele vor dispărea în momentul în care nu ne extindem cu fizică că sunt întâlnit de când trebuie în limitele. Vă mulțumesc frumos! Așadar, dacă am rezolvat cu fizică, și am întrebat convingere, atunci nu ați ține. Să ține foarte singur de toate. Să fie vreau să ne aduce mai multe, că orice călătorie nu se trece prin un pas. Și vă invit să faceți acel prim pas pentru voi, pe care oricare ar considera să fie. Vă mulțumesc!